Nu este realist să impunem sancțiuni Rusiei în domeniul energiei, spune Klaus Iohannis. Prezent la summitul NATO, șeful statului spune că oprirea imediată a importurilor de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană va avea un efect și asupra statelor europene care depind de aceste surse de energie. Principiul pe care am mers tot timpul când am hotărât pachete de sancțiuni a fost ca aceste sancțiuni să aibă în primul rând și efectul cel mai puternic asupra Rusiei, nu asupra noastră. Și atunci este clar că nu putem să aplicăm sancțiuni care până la urmă sunt mult mai greu de dus pentru statele noastre decât pentru Rusia. Însă noi sancțiuni în domeniul energiei nu vor fi impuse Rusiei. Dar știm foarte bine că în Uniunea Europeană sunt state care depind relativ puțin de gazul rusesc sau de petrolul rusesc, dar sunt state care depind aproape integral de gazul și petrolul rusesc și atunci este clar că în acest moment nu este realist să impunem sancțiuni pe această zonă. Acesta a precizat că înlocuirea cu regenerabile sau, în cazul nostru, al României, de exemplu, cu nuclear, este o soluție. Președintele Biden a spus că în Statele Unite se va crește producția de gaz și petrol în așa fel încât poate să furnizeze pentru Europa aceste resurse până când, sigur, regenerabilele sau energia nucleară sunt suficient de bine dezvoltate pentru a renunța gradual. Klaus Iohannis a mai precizat că a vorbit cu premierul Bulgariei, care l-a asigurat că România va putea importa pe aceeași linie a interconectorului cu Grecia gaz pentru consum casnic și industrial.